Oricine dorește să achiziționeze medicamente o poate face foarte ușor, de acasă. Oferta online este diversificată, de la tratamente pentru alergii, iritații, răceli și gripă, până la cele pentru colici sau diferite dureri. Potrivit reprezentanților din Colegiul Farmaciștilor, s-au purtat discuții cu Ministerul Sănătății privind reglementarea vânzării online, însă până în momentul de față nu a fost luată nicio măsură concretă. În conformitate cu legea medicamentului, este interzisă vânzarea online de medicamente. Doar dorim să reglementăm în sensul ca ori să se interzică definitiv, ori să se reglementeze, să știm clar cine sunt cei care vând medicamente, în ce condiții sunt păstrate aceste medicamente, dacă se respectă toate procedurile care se respectă într-o farmacie care există fizic și așa mai departe. Dar deocamdată a rămas în discuție. Instituția care ar trebui să se ocupe de amendarea celor care comercializează medicamente online este Agenția Națională a Medicamentului. Din câte se pare însă, până în acest moment nu a fost acordată nicio sancțiune, cu excepția celor care vând hormon și anabolizante. Nu amendăm noi vânzarea de pe internet. Noi putem să anunțăm dacă sunt cazuri grave care contravin, care creează o problemă de sănătate publică. Am depistat diferite site-uri legate de hormoni anabolizanți, am anunțat poliția, dar noi nu facem poliție pe internet. Puțin știu însă că în momentul în care aleg să cumpere medicamente din mediul virtual, se expun unui real pericol, existând posibilitatea ca ele să fie contrafăcute. Până când Ministerul Sănătății nu va lua măsuri clare de definire și chiar de sancționarea instituțiilor plătite din banii publici, care ar trebui să se ocupe de verificarea acestui tip de comerț, mediul online va continua să prospere din această practică ilegală.